mântuită în Sfânta Cântare și ne cercetează pentru bunătatea Ta. Iartă-ne nouă toate greșeală cea de voi, cea fără de voi. Sfințește sufletele și trupurile noastre. Și ne dă două în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, ale Sfinților, întocmai cu apostolul. Și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne Dumnezeu, Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, care ai așezat în cerul, cetele oștile îngerilor și ale arhanghelilor, spre slujba slave Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră, să fie intrarea Sfinților Îngeri, care împreună cu noi slujești și împreună slăvesc bunătatea Ta. Să fie bine toată slavă. Binecuvântează, Doamne, intrarea Sfinților Îngeri, totdeauna acum și pururea. Fericiți-i curați cu inima, că aceea vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți părtătorii de pace, că aceea fi. Mântuiește-ne!
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Toate zilele vițioase pentru rugăciunile prea sfinte născătoare de Dumnezeu și cele ale tuturor sfinte. Ne auzi spre noi. Și să cântăm. Sfinte Dumnezeu.
din cer și vezi, și cercetează viața pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfințite stăpâne, scumpăiese înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Înțelepciune din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților, știind că omul nu se îndreptează din faptele legii, ci prin credința în Hristos Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va pentru sănătate, iertare, păcat și ajutorul Dumnezeu. Dacă căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat și noi încine păcători, este oare Hristos slujitor al păcatului? Nici de cum nu este.
Căci dacă zidesc iarăși ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însuși, că cător de porunca, căci eu prin lege am murit față de lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răzignit împreună cu Hristos și nu e mai trăiesc, ci Hristos trăiește într-o mine. Și viața mea de acum întrup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Pace ție, sfințite cititorule! Rânduiește-ne, Doamne, cele de folos, că deși ca unii au greșit, noi ne dăruiește și împlinească cele de rog, ca să fie după voia ta cea sfântă. Pomenește, Doamne, pe toți și pe toți. Înalt preasfințite stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu, Domnului nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru, înalt preasfințite stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Domnului. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! Zisa Domnul, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos? Și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Apoi a zis către ei:
Adevărat vă spun vouă, că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moarte, până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind cu putere. Pace ție celui ce ai bineveni vestit. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani, să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Care rugăm? Doamne, Dumnezeul nostru, primește această rugăciune sărbătoare de la noi robii tăi și ne Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, peste noi și peste tot poporul care a mare și mântuirea sa. Doamne, Dumnezeul nostru, care într-un cer de sus locuiești pe cel sfânt privești, cel care ai trimis mântuirea neamului omenesc pe unul născutiv, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre robii tăi cei chemați care îți vor pleca drumage înaintea ta. Învrednicește la vremea potrivită de bai naștere de-a Doma, de iertare păcaturi și de veșmântul nestricăciuni, unește pe dânsii cu Sfânta ta Biserică și numere pe dânsii cu turma ta acea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea aceste de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, primește rugăciunea și jertfa aceasta, care aduce spiritare păcatului tuturor robilor tăi, a celor care sunt bolnavi, în suferință, în operație, în cămine de bătrâni, bolnavi, care cu dreapta ta cea tot ne rugăm pentru frații noștri, de la iubire, rană, durerea, bătaia, credințiala, orice boală, tămăduindu-le lor, neputințele însufletești și trupești pentru slava numele Tău. Doamne Dumnezeu nostru, primește rugăciunea aceasta și jertfa noastră, care o aduce pentru întregul Tău popor și caută cu milostivire spre ajutorul creștinilor, sfarmă de grab sub picioarele lor, puterea Ta, toate neamurile care voiesc războaie, că Tu ești Dumnezeul păcii și al mirii și al nostru. Lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeu nostru, primește rugăciunea aceasta pentru iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, care sunt în vrăjmășie, binevoiește ai venit și ai auzit, și cu milostivire păstrește tot răul și destructorarea vrăjmașilor, văzut ce nevăzut totdeauna spre dragoste ce vedea tine, către aproapele arată-i a fi și ajută-i pentru rugăciunile Sfinților Tăi. Doamne Dumnezeul nostru, primește rugăciunea noastră care o aduce pentru iertare păcatele întregului Tău popor. Ne miluiește pe noi după toată mila Ta, căci cu milostivire Ți-ai îndreptat spre noi iubirea Ta de oameni și Ți arată mila Ta cea bogată de milostivire
și iubitor de oameni ești. Rodilor lui Dumnezeu, care sunt de față și se roagă împreună cu noi. Rânduiește cel de folos, că deși că oamenii au greșit spre tine cu credința, alergând prin noi, nevrednici, nădărduiți, au zucurbândi cererea lor ca să fie după voia ta. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzit și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Chiar pentru puterile cerești, dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrit și nemăsurată, fără mutare, fără schimbare, te-ai făcut om și arhierul al nostru te-ai făcut și ca un stăpân al toate ne-ai dat slujba sfântă aceste șefere, dulce și fără de sine. Păi Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești cele cerești, cele pământești, care te porți pe scaun, ierubinilor, Domnul, Serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț de odine, deci pe tine te rog. Cel ce ești pur și bunăvoitor, caută spre mine păcător cine vrea în locul tău rog. Și încurățește sufletul și inima de cucete pe plină. Cel ce singur ești pur și bunăvoitor, pe mine care m-ai îmbrăcat cu harul arheriei, îmbrănicește-mă cu puterea Duhului Tău celor sfânt. Să-mi stau înaintea Sfintei Mesei acestea, să-ți rășească supra curatul tău trup și scumpul tău sânge. Acela tine vin prin gânduri margine și mă rog ție să nu-i întorci fața de la mine. Nici să mă depinde fugitorul tău, ci bine voiește să fie aduse darul acestei mine păcătorul și neprindu-te de mașare. Că tu ești cel care te-a adus, cel ce te-a adus, cel ce primești și cel ce te împarți. Hristoase Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm, împreună cu părintele tău, fără de ce cu prea sfântul și punctul de viață, păcătorul tău, Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Noi care te iubim cu taine închipând și făcătoare de viață trăim, mântuiți de sufletele care îți fiu capăt de ceva mea scapăță. Ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în chip pe văzut de cele îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia.
sfințește, căci fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pură. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, ca să fii îndreptățită cu cuvintele tale și să pleci când vei șleca tu. Că iată tu fără de legi, cu păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse, are înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă și mai vântos decât zăpada mă vărbi. Auzului meu vedea bucurie și veselie, bucurase oroasele mele ce înspărite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inima curată zdește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește cu cel de la întoarele. Nu mă repăda pe mine de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-mă pe cei fără de lege căile tale, cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucuroasă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că ne-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Ardele de tot nu le vei binevoi, că jertfa plăcutului Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nou va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Simonului, să se zdească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfe. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc cu pășune, acolo m-a sălășui. La apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors. Povățuit m-a pe cărările dreptății pentru numele Lui. Te de voi umbla în mijlocul umbrii morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Unsă-i pundele în capul meu și paharul Tău este, adeprindu-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Crescut am, pentru aceea am grăit, dar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Cinstită este înaintea Domnului, da, cu vioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul tău și fiul roabei tale. Ruptă legăturile mele, ție ți voi jertfi jertfă de laude și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. În curțele casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime, miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepim de niciun răspuns. Această rugăciune aducem ție, ca unui stăpân noi, păcătoși robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pe mine fără legii noastre, ci caută și acum pomenostiri și ne izbăvești pe noi de rășmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul. Toți lucrurile mâinilor Tale
și nu pe prea chemăm. Și acum și pururea și în veci veci, amin. Ușa milostivirii deschide nouă binecuvântată, născătoare Dumnezeu, ca să nu perim noi ce celătăzim într-o tine, ce să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Slavă ție, Doamne, slavă ție, pentru toate, slavă ție, Doamne, slavă. Slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Arhieria voastră, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Între fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul României, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe mai mari orașelor și satelor și oștirea cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri arherei, preoții, rămânahii, rodiaconi, diaconi, monași, monahii, tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei care au adus aceste sfinte daruri, pe cei pentru care s-au adus vin și adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părinții slujitori de astăzi, cu familiile lor, enoriașilor, fii și fiicele lor duhovnicești, pe cei care se roagă împreună cu noi, și ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii, pe cei care sunt ajutători, miluitori, binefăcători ai Sfânt locașului acestuia, pe ctitorii fondatori, diaconul Constantin, diaconița Petronela, toți ajutătorii, constructorii, zugravii, slujitorii Sfânt locașului acestuia, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste sfinte daruri, pe cei pentru care ți-au adus vii și adormit, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Voastră,
să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe fericiți într-o adormire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron Eicod Mistinian Iostin și Teoctist, împreună cu toți mitropoliții, arhiepiscopii, episcopii, episcopii vicari și arhierei vicari, ierarhii ai membrii ai Sfântului Sinod, ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din veacuri adormiți într-un Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții ostași, eroi și luptători români, din toate timpurile și locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăne, în închisori, în deportări, pentru apărarea țării, a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și integritatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții cei din neamurile noastre, adormiți într-un Domnul, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe cei dintr-o rudenie cu noi, pe cei care se pomenesc aici și pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Preoțiile, diaconiile, ascultările voastre, să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea. Credincioși, vă facem cunoscut că este momentul liturgic când săvârșim hirotonia într-un preot a celui care a fost ales să fie ales de Dumnezeu și decis din punct de vedere administrativ de către noi să fie slujitor în biserica noastră ortodoxă. Am decis ca Părintele Constantin Codreanu să fie hirotonit în dreapta de preot pentru a sluji în această biserică ctitorită de dânsul. Și de aceea, acum, în cadrul Sfintei Liturghii, când am consacrat biserica aceasta ca să fie un locaș de închinare și o poartă a cerului, să invocăm Duhul Sfânt să-L investească și pe El în sublimea dreapta preoției, dat fiind faptul că din punct de vedere statutar și canonic, a întrunit toate cele care sunt prescrise acolo pentru cel care este ales și chemat la înalta slujire de preot în Biserica Ortodoxă. Așa a făcut studiile între timp de teologie pastorală și nu numai decât acestea importă, ci importă atașamentul care îl avem față de credința strămoșească, față de tradițiile sfintei noastre biserici și față de dedăruirea jertfelnică pentru apărarea valorilor noastre naționale
pentru valorile noastre ale credinței strămoșești. De aceea, acum, în cadrul acestei sfinte liturghii solemne, vom face hirotonia într-un preot a preacuceniciei sale. Cât privește angajamentul preotului care se alege pentru această demnitate sublimă, este cu totul altceva. Este Dumnezeu care face toată această rânduială în noi. Prin gesturile noastre se vedeți gesturile lui Hristos, care în chip nevăzut îl investește în aceasta. De aceea, înainte ca să ne rugăm ca Dumnezeu să îi dăruiască preoție vrednică și rodnică, El face o mărturisire. Este vorba de jurământul pe care îl face înaintea lui Dumnezeu, înaintea noastră a celor care vizualizăm prezența lui Hristos văzută în biserica văzută de pe pământ, căci în chip nevăzut s-a arhiereu cel veșnic, care lucrează prin cuvântul și prin mâinile noastre. Se angajează și înaintea celor care sunteți de față, care sunteți pietre vii, conștiente, și care constituiți nu biserica de zid, ci biserica de suflete, adică acel trup tainic al Mântuitorului Iisus Hristos, al cărui cap El este, e bine, dumneavoastră veți fi martori și mărturie a acestei mărturisiri a Părintelui. De aceea este important momentul, trăiți-l ca atare și rugați-vă ca Dumnezeu să-i dorească preoție vrednică și rod. Mărturisire al Fiului și al Sfântului Duh. Subsemnatul diacon Codreanu Constantin, chemata hirotonia într-o preot, pe seama mănăstirii Codreanu Metoc Chiriarhal și cu hramul Sfântă Împărați Constantin și Elena, din localitatea Oituz, propopotiatul Onești, județul Bacău, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea chiriarhului meu, înalt preasfințitul Părintele Ioachim, arhiepiscopul Robalului și Bacăului, că voi împlini cu râvnă tot ce este spre mântuirea credincioșilor încredințați mie spre păstorire. În viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evangheliei, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane, învățăturile Părinților Ortodoxe Române. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins, să bată, neagonisitor de câștig urât, blând, pașnic, neiubitor de argint, bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată buna cuvință, căci dacă nu știe cineva să-și înduiască propria lui casă, cum va putea avea grijă de biserica lui Dumnezeu? Voi purta întotdeauna cu demnitate ținuta preotească și voi locui împreună cu familia mea în parohia încredințată mie spre păstorire, păstrând toate bunurile parohie. Nu mă voi ocupa cu activități contrare chemării merii preoțești, nu voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnicii bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințătoare, pastorală, precum și prin armonia de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzindu-o de defăimare, de dezbinare, stând în permanent în ascultare față de chiriarhul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru toate supus fidel chiriarhului meu, înalt preasfințitul Părintele Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și
succesorile săi, scaunul chirial, voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile, statutul Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismului eparhiale, deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare, reglementare bisericii ce decurg din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederii acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea pastorală. Așa să-ți ajute Dumnezeu în toată lucrarea pastorală și misionară acestui binecuvântat și semnez pe Sfânta Evanghelie. Poruncește, porunciți, porunciți în al preasfinții de stăpâne, spre robul Dumnezeu, diaconul Constantin, ce vi se aduce înainte, spre a fi hirotonit preot, pe seama mănăstirii, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Proroc Ilie, Codreanu, Metod Chiriarhal, Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este trăimea cea de o ființă. Isaie, dărțuiește fecioara a avut în pântece și a născut fiul preemanuil Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele Lui pe care le mărindu-L pe Fecioara o să luăm aminte. Dumnezeiescul har, cerce totdeauna pe cele neputincioase, le vindecă și pe cele cu lipsă se împlinește. Hirotonește pe preacucernicul diacon Constantin în preot. Să ne rugăm dar pentru acesta ca să vină peste el harul întru Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule cel fără de început și fără de sfârșit,
și la ce ești mai presus decât toată făptura, cel care ai cinstit cu numera de preot pe cei care i-ai învrednicit a sluji cu sfințenie în treapta aceasta, cuvântul adevărului tău, însuși stăpâne al tuturor și pe acesta, pe care ai binevoit a se rândui prin mine, binevoiește să primească acest mare har al Sfântului tău Duh, într-o viață curată și credință nestrămutată. Arată-l de săvârșit slujitor al tău, bineplăcându-ți într-o toate și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească dăruită lui de puterea ta cea mai nedestructoare. Ca ta este în stăpânirea, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și pururea și în vecii vecii. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru arhieria, apărarea, îndelungă petrecerea, pacea, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucruri mâinilor lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robului Dumnezeu, diaconul Constantin, care acum se hirotonește preot, și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeu să-i dăruiască lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeule, Tu care ești mare în putere, neurmată în pricepere, cel minunat într-un sfatul, mai presus decât fiii oamenilor, însuți, Doamne, și pe acesta, pe care ai binevoit a intra în treapta preoție, umple-l de darul Sfântului Tău Duh, ca să se facă vrednica sa fără prihană înaintea jertfecului Tău, a propovăduit Evanghelia Împărăției Tale, a lucrat cu sfințenie cuvântul adevărului Tău, a aduce ție darul jertfe duomnicești, a noi pe poporul Tău în baie nașterii de a doua ca și El, întâmpinind la a doua venire pe Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul Tău să primească într-o mulțimea bunătății Tale, plata bunechivenirea treptei Sale, să binecuvântat, să preamărit pentru tot cinstitul și de mare cuvinte în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Vrednic este! 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 Oxios! Oxios! Vrednic este. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este, vrednic este. Într-o mulți ani, într-o
să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miloiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeule atoțitorului, cel ce singur ești sfânt, care primește de la audere și se cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie intră și roagă prânța, Domnului să ne rugăm. Pentru cele necesite și neprinicite să aflăm hară înaintea ta ca să fie bine primite cel pe la tine. Sfârșească Dumnezeu cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri, pentru că o să fim pentru poporul ce stă înainte. Iubite voi, Doamne, pentru de mea și nevoia. Apă ne mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.